Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Delegația din Vârșeț a fost în vizită în România, în localitatea Lugoj. Municipiul Vârșeț are relații de prietenie cu orașul Lugoj și o colaborare foarte bună încă din anii 80 ai secolului trecut. Pe baza acestuia au fost realizate cu succes câteva proiecte transfrontaliere. Scurta vacanță de toamnă, care până acum a avut loc în noiembrie, se anulează, astfel că unica zi nelucrătoare în această lună va fi 11 noiembrie, când se marchează ziua armistițiului. Elevii școlilor elementare și medii din Serbia în următorul an școlar vor avea o vacanță mai puțin, fiind anulată vacanța de toamnă. Primul semestru începe joi 1 septembrie și se termine pe 15 ianuarie 2017. A doua jumătate a anului se va desfășura între 16 ianuarie și 30 mai pentru elevii clasei a 8-a, iar pentru ceilalți elevi al școlii elementare între 16 ianuarie și 13 iunie. Absolvenții liceului vor termina cursurile pe data de 23 mai, elevii claselor finale ale școlilor medii profesioniste cu durată de 3 și 4 ani pe data de 30 mai, iar toți ceilalți elevi ai școlilor medii pe data de 20 iunie. Vacanța de iarnă în anul școlar 2016-2017 va începe pe 24 decembrie și va dura până la 15 ianuarie. Nu mult mai târziu vor urma încă două zile nelucrătoare, și anume 15 și 16 februarie, când se sărbătorește Ziua Națională. Vacanța de primăvară va dura de la 13 până la 17 aprilie. Este planificat ca zilele de 14, 15 și 16 iunie să se susțină examenul final pentru elevii clasei a 8-a. Aceasta este prima dată că deja se cunosc cu exactitate datele de susținere a examenelor finale pentru elevii clasei a 8-a. Când este vorba despre sărbători, la școli se vor marca și următoarele zile: 21 octombrie, ziua comemorării victimelor din al doilea război mondial; 22 aprilie, ziua comemorării victimelor Holocaustului, genocidului și altor victime ale fascismului în al doilea război mondial; și 9 mai, ziua victoriei. Pe data de 28 iunie, elevilor li se vor înmâna carnetele, iar încă o dată specială este și 27 ianuarie, Sfântul Sava, când nu se vor ține ore. Ziua cadrelor didactice, 8 noiembrie, este o zi lucrătoare. Chiar și dacă banca acordă unui client loial un card special care oferă posibilitatea de a cumpăra în anumite magazine, și aceasta costă. Taxa lunară pentru această opțiune va costa cel puțin 200 de dinari, iar dacă clientul o folosește pentru a ridica bani gata de pe ea, costurile pot deveni și mai mari. Ridicarea banilor de pe acest fel de card este cel mai scump tip de împrumut. Cei care au un salariu mediu în Serbia își pot permite 100.000 de dinari pe acest card. Pentru mulți, aceasta pare o soluție bună, fiindcă banii sunt la dispoziție în foarte scurt termen, iar pentru a plăti banii înapoi, nu trebuie să se ducă la bancă. Însă, acest lux poate costa foarte mult. De exemplu, pentru un credit de 100.000 de dinari, într-un an se întoarce în jur de 52.000 de dinari, însă datoria este redusă cu doar 27.000 de dinari. Deci, în loc de a avea datoria de 48.000 de dinari, 100.000 fără 52.000 face 48.000, datoria rămâne la 73.000, ce e o cifră destul de mare. Principiul care se află în baza acestui card este că suma minimă de plată lunară este de 5% din datorie, în timp ce pe restul sumei merge un interes de circa 2,5%. În practică, acest lucru înseamnă că ceva mai mult de jumătate din rata lunară se folosește pentru întoarcerea datoriei, iar restul este profitul băncii. Una dintre cele mai eficiente soluții pentru aceste cazuri este să se facă plata sumei lunare care este mai mare decât minimumul prescris, ce înseamnă că datoria se va întoarce mai repede și suma care se ia în fiecare lună în total este mai mică. Desigur, la dispoziție se află și alte soluții, precum este un credit de refinanțare. Opțiunea cea mai bună pentru refinanțare este ca clientul să facă un împrumut în dinari care va consolida toate datoriile într-una singură. Vara culturală la Vârșeț se va desfășura până pe 31 august și în cadrul ei se organizează diferite conținuturi menite copiilor și adulților. Pentru ziua de luni este planificată piesa Virus a Teatrului Amatoresc Prozor la Casa Armatei, cu începerea de la ora 19. Marți 23 august, vizitatorii se vor putea bucura de programul studioului Acrodance la Pavilionul de Muzică la ora 19. La ora 20 este planificat spectacolul Centrului de Muzică Zvoncici, la fel la Pavilionul de Muzică, iar începerea spectacolului este planificată de la ora 20.
În cadrul zilelor italiene va avea loc deschiderea expoziției Useful Useless Pictures la Casa Armate de la ora 19. La fel, în cadrul zilelor italiene se va derula și filmul Strada în Palermo la Casa Armate cu începere de la ora 20. Miercuri 24 august, vizitatorii se vor putea bucura de o serată literară a lui Slobodan Milinković la pavilionul de muzică cu începere de la ora 19. În cadrul zilelor italiene la Casa Armate de la ora 20 se va derula filmul Singurătatea numerelor prime. Clubul de atletism 1926 continuă cu afirmarea și promovarea sportului, adică atletismului, prin acordarea atenției deosebite muncii cu copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, care sunt membrii școlii de atletism în două grupuri. Școala mică de atletism este menită copiilor între 5 și 8 ani, iar școala de atletism pentru pionieri, celor cu vârsta cuprinsă între 9 și 11 ani. Mai multe informații despre antrenamentele și înscrierea la aceste două școli sunt disponibile la numărul de telefon 064-2439-071. Antrenorul este Alen Rizvici. Conform celor mai recente date de la Poliția Frontieră, la Horgoș autoturismele așteaptă aproximativ o oră la ieșirea din țară către Ungaria, iar către Muntenegru la Gostun reținerile sunt de aproximativ 40 de minute, a fost relatat de către Asociația de Automobile din Serbia. În direcția către Croația, la Batrovci, reținerile sunt la fel de mai multe ore, iar la Șid se așteaptă aproximativ o oră. La trecerea de frontieră către Grecia, la Preșevo, la granița cu Macedonia și la Gevgelia Evzoni în Macedonia spre Grecia, reținerile durează doar atât cât e necesar să se efectueze formalitățile, aproximativ 10 sau 15 minute. Prietenul prognozei meteo. MTS, aveți prieteni. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme cu cer acoperit de nori și ploaie. Valorile termice vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteză de până la 3 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme cu cer parțial acoperit de nori, dar e posibil să fie și ploaie. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 18 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 26 de grade Celsius. Vântul schimbător va sufla cu viteză de până la 4 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!